discutat cu dirigintele de șantier care a avut ideea aia năstrușnică de cu... că m-a părut chiar așa pe așa. Am bucuria să fim informat astăzi că și-a dat demisia. Dirigintele de șantier, respectiv, s-a retras, el nu este angajat în primărie. E vorba de dirigintele de șantier? Firme care a câștigat o licitație cu primăria. Și am înțeles că și-a fi dat demisia din poziția de diriginte de șantier pentru acest șantier. Doamne ajută! Parcul Lămâița vă referiți. Legat de Parcul Lămâița vă referiți, da? Da, exact. Nu, pentru că firma trebuie să desemneze un alt diriginte de șantier. Noi avem o licitație cu firmă, nu cu o persoană. Deci acest lucru... Proiectul sau execuția? Pe proiectul. Proiectul prevede, are multe scăpări. Foarte multe scăpări și trebuie odată și odată ca proiectanții să răspundă. Trebuie o legislație care să-i tragă la răspundere pentru scăpări. Nimeni nu este absurd. În domeniul construcțiilor este foarte greu. Mereu apar elemente neprevăzute. Tu nu poți face anterior explorări exhaustive ca să cunoști realitățile în toate detaliile lor. Și atunci, sunt firești anumite scăpări. Ați văzut când pe o anumită stradă, ecartul străzii, în realitate, era altul decât în documente. Sigur că proiectantul a făcut măsurători pe teren în câteva locuri, dar a putut să ia din metru în metru. A fost o porțiune care i-a scăpat. Se poate înțelege că a fost o scăpare. La toate proiectele poți înțelege anumite scăpări. Dar poți înțelege, de exemplu, la fațada de la Lena, să vezi că sunt indicate cantități de 10 ori mai mici decât cele reale, asta se mai poate înțelege? Nu se mai poate înțelege. Poți înțelege o asemenea aberație ca cea de la Balta Lămâița, în care un proiectant să prevadă că acest stâlpișor de lemn trec prin fața băncii, se poate înțelege așa ceva? Este vreo scuză să înțelegi? Nu există nicio scuză. Dar atunci, mecanismul era următorul. Când se ajunge la punerea în practică, executantul sesizează că în schemă este această anomalie. Îl sesizează pe dirigintele de... constată că în schemă este această anomalie. Îl sesizează pe dirigintele de șantier. Dirigintele de șantier îl informează pe beneficiar, beneficiarul îi cere proiectantului să emită o dispoziție de șantier de corecție. Acest diriginte de șantier, eu așa am fost informat, sesizat fiind de constructor asupra anomaliei, a dat răspunsul: domnule, cu mine nu discuți, mie îmi faci proiectul exact așa cum este el, altfel nu-ți decontez lucrările. Și atunci, executantul, și el a greșit, că ar fi trebuit să vină la mine, de exemplu, direct, dacă sau la acela din primărie, spună: uite cu ce situație mă confrunt. Dar executantul a spus: bine, dacă asta vrea dirigintele de șantier, eu așa fac, să vedem ce o să iasă. A vrut să evidențieze cât de incompetent este dirigintele de șantier, după părerea mea. Cred că ar trebui penalizat. Numai că, din acest joc între ei, noi am avut un prejudiciu de imagine. Un prejudiciu financiar. Evident că financiar nu este, pentru că executantul a reparat, a intervenit imediat și a mutat totul fără să primească un ban. Deci n-am pierdut nimic financiar. Da, îmi spun că pe toate posturile naționale am apărut și nu e nimic anormal că am apărut, pentru că eu atunci când e pe bune ceva, nu am niciun comentariu negativ la adresa celor ce promovează și eu, dacă fi fost jurnalist, aș fi exploatat o asemenea oportunitate. A fost o tâmpenie, a fost firesc ca această tâmpenie să fie mediatizată și să tragă învățăminte din asta cei care fac astfel de greșeli. Ați văzut că am intervenit unde am fost solicitat, mereu și fără nicio ezitare, am spus: este o aberație, noi am și corectat-o deja și vom lua toate măsurile ce se...